Tarabe pline cu mere, cu bucate gustoase, pregătite din aceste fructe, diverse expoziții tematice și multă voie bună. Aceasta a fost astăzi atmosfera în preajma cetății Soroca, unde a avut loc cea de-a 11-a ediție a Festivalului Național al Mărului. Zeci de producători agricoli din toate colțurile țării și-au adus merele la expoziție. Deschiderea festivă a evenimentului a început tradițional cu alaiul agenților economici, al colectivelor artistice, copiilor și elevilor din instituțiile de învățământ, dar și a primăriilor din raion. Evenimentul are drept scop promovarea producătorilor autohtoni de mere și impulsionarea dezvoltării sectorului pomicol din țară. Noi suntem mici producători, avem până la 15 hectare. Anul trecut am avut probleme careva, am ținut tot un frigider. Primăvara se înțelege că am dat ca și toată lumea la suc, anul ăsta sperăm la ceva mai bine. Avem livezi pe suprafață de 120-130 de hectare, livezele tineri avem roadă bună și de calitate, până când producția o depozităm toată, fiindcă noi nici o mișcare. În raionul Soroca sunt 6300 de hectare de livadă. Recolta anului 2022 este mai slabă, mai măruntă, însă se estimează 20-25 tone la hectar. Producătorii se reorganizează la creșterea livezilor intensive cu soiuri noi performante. Așa livezi avem în jur de 300 de hectare. O sărbătoare care nemijlocit a fost concepută pentru promovarea mărului din Republica Moldova și noi din 2012 până în prezent noi am izbutit să-l promovăm, să promovăm gustul deosebit al mărului moldovenesc. Am venit la Festivalul Mărului cu bucate tradiționale, că e plăcinte cu măr, mere coapte, pirog cu mere. Am venit la Festivalul Mărului cu plăcinte, cu măr, cu vișine, cu babă neagră, babă albă. În cadrul evenimentului, cei mai buni livădari au primit diplome. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de un concert. Evenimentul este organizat de Consiliul Raional Soroca, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.